Bursele NOSA le oferă studenților bistrițeni șansa de a fi răsplătiți pentru rezultatele la învățătură. Pentru a intra în posesia acestor burse, studenții trebuie să aibă media notelor cel puțin 9, să depună o cerere la primăria Bistrița și să aibă asupra lor documentele necesare înscrierii. Doi dintre cei mai buni vor fi răsplătiți pe durata studiilor cu 500 de lei lunar din bugetul județului. Cred că e un gest care l-am reluat aici la Consiliu, pentru că a fost inițiatorul hotărârii de la Consiliul Județean. Pe vremea când eram consilier... Nu, lasă-o așa deschisă. Pe vremea când eram consilier județean, în anul 1993, dacă mi-am inteles bine, atunci am inițiat acel proiect cu bursele și am vrut să răsplătim elevii care sunt foarte buni, indiferent de starea lor materială sau situația socială de acasă. Același lucru facem și aici la municipiu, mai ales că foarte mulți dintre cei care erau bursieri la Consiliul Județean erau deloc din Bistrița, deci eligibili pentru o bursă a municipiului. Și vrem să dăm această bursă doar pe criterii de știință, de performanță, de capacitate, pentru că sunt multe situații în care copiii foarte buni, chiar dacă părinților au o situație materială bună, doresc să trăiască pe picioarele lor, doresc să trăiască independent. Și pentru că este chiar o modă între studenți acum să-și câștige singur pâinea sau, mă rog, banii de facultate, eu cred că aceștia care sunt foarte buni merită stimulat să nu piardă timpul lucrând undeva, ci să primească, să spunem, din partea societății, respectiv a municipiului, niște fonduri cu care să-și poată continua studiile sau să-și completeze banii pe care i-au într-altă parte pentru achiziționa, știu eu, tehnică de calcul, cărți, abonamente la anumite site-uri internet care costă și care le pot pune la dispoziție mijloace și informații care alții nu le prea fac. Pentru mai multe informații legate de aceste burse veți primi accesând site-ul primăriei. Și-au dorit să fie admiși la instituțiile militare de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor și MEAPN și au reușit. Este vorba de 8 tineri bistrițeni care sunt în acest moment elevi a unei școli sau academii militare din țară. Oferta educațională pentru candidați a fost extrem de diversificată, oferind specializări în domenii precum ordine și siguranță publică, management economico-financiar, calculatoare și sisteme informatice, tehnică auto, artilerie și aviație. Inspectoratul Județean de Jandarmi a luat o serie de măsuri pentru a promova oferta educațională a celor două ministere. În acest sens, s-au pus afișe promoționale, s-a discutat cu absolvenții claselor a 12-a și s-au organizat puncte de informare documentare. Încă din luna martie, ofițerii specialiști din cadrul Serviciului de Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud, au efectuat o amplă campanie de recrutare a unor potențiali candidați pentru instituțiile de învățământ universitare de profil din țară. Au fost recrutați în urma acestei campanii un număr de 41 de candidați, din care au reușit la acest examen de admitere un număr de 8 candidați astfel. Un candidat la Academia de Poliție, Arma Jandarmi, de asemenea un candidat la Academia Forțelor Terestre, Nicolae Bălcescu din Sibiu, un candidat la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Drăgășani și 5 candidați la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Fălticeni. Mânorenii au sărbătorit în acest sfârșit de săptămână Zilele Comunei. Aflată la cea de-a 5-a ediție, sărbătoarea a adunat ansamblul folclorice de renume, personalități ale județului și locuitori din zonă. Sâmbătă și duminică, cetățenii din Monor și-au sărbătorit Comuna. Primarul Ioan Cira a reușit și în acest an, chiar dacă este criză financiară, să le ofere monorenilor 2 zile de sărbătoare. Ortodoxe, să vă spun un bun venit pentru a participa la Zilele Monorului. Vă mulțumesc frumos pentru că ați răspuns la invitația noastră și totodată vreau să vă anunț că monorenii și gledinarii se bucură în fiecare an pentru prezența pe care dumneavoastră ne onorați pentru a putea să petrecem 2 zile de sărbătoare. Permiteți în numele dumneavoastră, cu ocazia zilei pe care am de astăzi, din data de 5 septembrie, să vă deschid cea de-a 5-a ediție a Zilelor Monorului. Vă mulțumesc! Dacă în prima zi au fost inaugurate câteva plăci comemorative, în memoria unor locuitori marcanți ai satului, duminică oamenii au petrecut alături de ansamblurile folclorice din Monor, Bistrița și Maramureș.
cântecul, jocul și voia bună au fost elemente de bază ale acestei sărbători. Indiferent de vârstă, oamenii s-au bucurat de programul oferit. Frumoasă, bună! Frumoasă, de 5 ani, frumoasă! Ce vă place mai mult? Muzica populară? Ce anume? Dar pe mine nici, poate nici populară nu mi-am mai plăcut, deci cu muzica populară și ușoară și de tot felul. Și dumneavoastră? Nu. Tot e bune, și populară, și domnească, cum zicem noi, țăranii. Și tot e bune, viață bună, mâncare, băutură, distracție, tot e bune. Și ați mai fost la sărbători? Da, totdeauna. Cum vi se pare? Foarte frumoasă. Foarte bani, mai mulți bani. De câți ani dansezi? Oh, de vreo 10 ani. Și ai mai participat la Zilele Monorului în calitate de dansatoare? Da, în fiecare an. Noi deschidem întotdeauna spectacolul de aici. Și cum se pare aceste sărbători? În fiecare an au fost foarte reușite. A fost o idee bună să înceapă să organizeze sărbătoarea aceasta. Prima ediție a Zilelor Milașului a avut loc în acest sfârșit de săptămână. Locuitorii comunei s-au adunat în număr mare pentru a vedea ce surprize le-a pregătit primarul Iosif Gabor. Timp de două zile și mileșenii și-au sărbătorit comuna. Chiar dacă este un an mai greu din punct de vedere financiar, primarul comunei, Iosif Gabor, a reușit să aloce bani pentru a organiza Zilele Milașului. Ține Dumnezeu ne-a venit o zi așa de frumoasă ca să ținem prima ediție a Zilele Milașului și că este foarte multă lume adunată. Am ținut cu tot din adinsul să facem această sărbătoare aici, în acest loc, în idealul mănăstirii, pentru că în 1640 aici a fost construită o mănăstire, care apoi mai târziu, în 1760, a fost demolată, distrusă din ordinul generalului Bucur. Și tocmai în această idee a fost ca să ținem aici o slujbă și apoi să continuăm cu Zilele Milașului, cu ediția întâi a Zilele Milașului. Așa că spunea și domnul director, avem formații profesioniste artistice din Baia Mare, din Suceava, din județ și sper ca să încânte pe toți locuitorii din comuna noastră și din satele vecine. Mă bucur foarte mult că lumea este într-un număr atât de mare și sper ca totul să fie.